ați primit propunerea de a intra sub acoperire în compania pe care o conduceți? Sincer, prima dată nu. Nu vreau să vă camere. Nu. Nu? El a zis da din prima. Da, am zis da din prima. Am zis că e un moment bun să ne învățăm, să ne obișnuim cu camerele, lua vederi și să arătăm lumii ce facem. Ce facem de 30 de ani de zile. Cum l-ați convins? M-a bătut la cap până a zis da. No. Da. Nu, era o chestie de genul, eu cred că mă cunoaște toată lumea, n-ai cum să fiu eu, că ne văd, ne știu, adică noi suntem destul de prezenți în activitatea oamenilor. Și asta a fost prima dată, o să mă vadă, o să mă recunoască, adică stric treaba. Asta a fost primul gând, dar... Și eu i-am zis, lucrăm cu profesioniști, ei trebuie să ne mascheze astfel încât să nu ne recunoască. Ce așteptări aveți în urma acestei experiențe? Concret, ce vreți să descoperiți în cadrul firmei? Cred că vrem să vedem ce putem îmbunătăți fiind acolo jos și să aflăm direct de la omul care lucrează acolo. Așa, noi știm la nivel de organizare, la nivel, nu știu, de planificare, cam știm ce vrem să facem, știm cum să le organizăm, dar una e să stai în birou și alta e să lucrezi. Nu mă aștept să văd niște neconformități de astea așa de mari încât să mă sperii, dar sunt conștient când poate fi totul perfect și mă aștept ca oamenii să spună efectiv ce crede că se poate îmbunătăți. Însă, în cazul în care vor fi lucruri care nu funcționează așa cum vă așteptați, cât de greu sau ușor o să vă fie să vă abțineți, să nu interveniți în postura de șef? De șef. Asta o să fie interesant. Suntem foarte bine ancorați, știm cum se lucrează, noi lucrăm de 30 de ani de zile în această firmă, deci știm fiecare post în parte ce trebuie să facă. Deci da, o să ne fie extraordinar de greu să ne abținem, să nu-i spunem, vezi că nu se face așa, nu așa, nu așa trebuie făcut, dar de ce faci așa? Eu sunt o persoană care sunt foarte atent la detalii și cred că mie o să-mi fie mult mai greu decât lui Iulian să am mușc limba. Familia cum a reacționat când a aflat că o să intrați sub acoperire? Nu știe. Familia mea nu știe. Nu știe. Nici a mea nu știe. Știu că se filmează ceva pentru Ministerul Agriculturii. Cam zis că atunci când apărem în personaj să îi surprinde. Bun, de să înțeleg că sunteți pregătiți să intrați sub acoperire? Da, suntem pregătiți.